Preasfinția voastră, preasfinția voastră, prea cuvioși, prea cucernici părinți, distinse oficialități, dragi tineri, dragi locuitori ai Covăsânțului, dragi invitați. Cu adevărat o vorbă la noi, la români, spune că omul sfințește locul. Și în aceste plaiuri binecuvântate, mioritice, de la granița de apusă neamului românesc, noi de la începuturi, de când am avut prilejul să venim și să vedem nu doar frumusețea naturii, ci și ceea ce mâna omului și mai ales a părintelui dumneavoastră, Mihai Blaj, a reușit aici să facă și să ctitorească, mi s-a umplut sufletul întotdeauna de multă bucurie și am adus slavă lui Dumnezeu. Iată că și în anul acesta, pentru a șaptea oară, revenim cu multă bucurie și regăsim aici nu doar lucrarea mâinilor părintelui Mihai, binecuvântată în anul acesta, în primul rând de chiriarhul locului, înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, dar în mod cu totul special și reprezentând o binecuvântare deosebită și de înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, care, iată, își regăsește câțiva dintre tinerii și obiceiurile pe care cu multă dragoste le-a ctitorit acolo, în părțile unde înainte și-a desfășurat activitatea misionar-pastorală și unde a dorit ca neamul românesc să se întărească și să arate tuturor că reprezintă ceva. Deci astăzi a fost zi de mare binecuvântare și la parohia Sebiș, unde înalt preasfințitul mitropolit Ioan cu înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Timotei și din preună cu mulți clerici au sfințit acolo lucrările de la biserică și acum aduc binecuvântarea lor pentru dumneavoastră. Ne bucurăm în mod deosebit pentru tinerii care sunt astăzi aici din nou împreună cu noi. Îl felicităm pe Părintele Blaj pentru tinerii de la Covăsânți, pe care a reușit să îi grupeze, să îi strângă în jurul său, să îi mobilizeze. Dacă părintele și tinerii și credincioșii de aici din Covăsânți nu era, nici tabăra aceasta nu ar fi existat, nici noi nu eram astăzi aici, iată că suntem pentru a șaptea oară la acest prilej binecuvântat, acest festival al românilor de pretutindeni. Ne bucurăm și îi felicităm de asemenea și pe toți ceilalți care ați venit din părțile Republicii Moldova, din părțile Serbiei, de la Timoc, din preună cu părintele dumneavoastră, Voian, din părțile Bulgariei și de la noi, de la Ungaria și din alte părți care sunteți aici. Cu adevărat, ne simțim aici ca și acasă, iar dansurile, portul popular, cântecele pe care frățiile voastre le promovați și le aduceți aici, reprezintă poate una dintre părțile cele mai frumoase ale sufletului românesc, pe care vă îndemnăm să le păstrați cu mare sfințenie, să le dezvoltați și să le duceți mai departe, pentru că prin aceasta și noi vom arăta în lume că românii pot să reprezinte ceva, că România prin frățiile voastre are viitor. Îl felicităm pe părintele și dorim mult succes și multe realizări și în anii care vor veni.